Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Sucevenii vor avea parte de 4 zile de distracție la ediția din acest an a Zilelor Sucevei. Artiști locali, dar și naționali, vor încânta publicul sucevan cu melodii cunoscute și apreciate. Cargo, Irina Rimes și Alessia se vor număra printre artiștii care vor cânta la Zilele Sucevei. Manifestările organizate de Zilele Sucevei se vor desfășura la Iulius Mol, dar și în centrul Sucevei. Vineri, pe scena din parcarea Iulius Mol, vor evolua elevi de la Școala Populară de Arte Ion Irimescu Suceava, conduși de profesor Cristi Muntean. De asemenea, vor mai evolua Sandra N., Andrei Ioniță de la X-Factor, cu Bargan Gheorghe și Cristina Baban. Sâmbătă, pe esplanada Casei de Cultură, va fi deschis Târgul Meșterilor Populari și vor avea loc piese de teatru, dar și cântece și jocuri ale copiilor. În aceeași zi, la Iulius Mol, vor fi prezenți elevi de la Școala Populară de Artă Ion Irimescu Suceava, conduși de profesor Cristi Muntean, iar de la ora 20 va avea loc un spectacol de muzică ușoară susținut de Dodi și Irina Rimes. Duminică, sucevenii vor avea parte de un mega concert susținut de îndrăgita trupă Cargo. Luni, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, va acorda diploma cetățenilor de onoare și va sărbători cuplurile de aur ale municipiului. Apoi va avea loc un spectacol de muzică populară susținut de Anail Camureșan, ansamblul Arcanul USV, Margareta Clipa, ansamblul Ciprian Porumb Bescu, Andra Matei, Ciprian și Doina Petroaie, Clara Hurjui, Gheorghiță Rotaru, Celina Gherghelaș, Alexandru Brădețan, Gabriela Teișanu, Călin Brăteanu și Sorin Filip.